puternice. Acum voi merge la guvern și voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana doamnei Roxana Mânzatu. Urmând ca în perioada următoare să continui discuțiile cu președinta comisiei pentru a închide și portofoliul. Atributul anunțului în ceea ce privește atribuțiile și portofoliul revine președintei comisiei. Dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare legată de acest subiect. Vă rog. Dacă ne puteți explica, domnule președinte, de ce ați revenit asupra deciziei dumneavoastră în privința comisarului european, aveți semnale că din moment ce România acceptă solicitarea președintei Comisiei Europene, asta va face mai ușoară negocierea în privința deficitului, a PNRR-ului, nu, a altor situații aveți, în care cred România că ducem, se găsește? Cred că ducem discuția într-o zonă neprofesională și într-o zonă în care ne sancționăm unii pe alții. Trebuie să înțelegem că în toate discuțiile politice, pentru că e o discuție politică, până la urmă, a președintei Comisiei cu toți primii miniștrii, trebuie să vedem interesul fiecărui stat în parte. Din punctul meu de vedere, cel mai important este viitorul portofoliu pe care îl va prelua comisarul desemnat de către România. Și mai puțin persoana. Iertați-mă, mai ales că sunteți o doamnă și a spus această întrebare, cred că e ultimul lucru pe care l-aș lua în considerare dacă este un bărbat sau o femeie.